ce mai ziceți, ce mai faceți. Stați să vă zic un pic de mine. Eu acum sunt un pic obosită, chestie care probabil se vede pe fața mea și n-am cea mai bună zi de pe lume în ceea ce privește părul. Am fost ieri la o plantare de copaci. Am plantat pin silvestru în comuna, lângă comuna Tătaru, județul Prahova. Și am fost acolo alături de cei de la TED Adventure. Evenimentul a fost sponsorizat de Plantăm Fapte Bune în România și de Bergambir și am fost acolo și am plantat. Am fost alături de patru colege de la teatru, o prietenă de-ale mele și două prietene ale uneia dintre colegile de care vă spuneam, dar a fost o fete, a fost mișto. Vremea n-a fost cine știe ce, a fost așa destul de posomorât afară, dar n-a plouat și n-a fost nici ger, așa că da, a fost plăcut, adică să putea să plouă și să fie mai rău, știți cum zic, dar da, a fost o zi foarte mișto. Sponsorii evenimentului au avut grijă să avem apă și mâncare, am avut, după aia am mâncat frumos pe marginea drumului cu fundul pe iarbă, a fost foarte drăguț. Da, și am plantat, cred că vreo 20-30 de puieți, dacă nu cumva mai mulți, și am un pic de vânătăi în palme și mă dor așa brațele pe aici când încerc să le ridic mai mult decât e cazul, dar nu-i nimic. Asta este, nu mai am chiar 20 de ani. Obosește omul. Și astăzi o să am iarăși repetiții pentru cursul de teatru pe care îl fac. Nu-mi dau seama dacă v-am mai povestit sau nu, cred că v-am povestit de ziua mea. Fac un curs de teatru, am fost prima și prima dată de 7 octombrie, pe 7 octombrie, fix de ziua mea, anul trecut. Și cursul ăsta de teatru se va termina pe 12 mai cu o piesă în care am să joc. Piesa se numește O familie fericită. Este inspirată de Titanic Waltz, dar este un pic modificată pentru că Titanic Waltz e o piesă măricică, ține 2 ore și ceva, dacă nu cumva chiar 3 în varianta completă. Noi avem o variantă de vreo 40-50 de minute, iar astăzi avem repetiții. Acum v-ați dat seama, deja aprilie, mai este o lună și foarte puțin până la piesă. Am super mari emoții pentru că știu replicile pe din afară, dar nu știu exact după cine vin, încă îmi gândesc textul, după cum zicea instructoarea. Și da, am niște emoții de nu vă pot spune, îmi bate inima să-mi spargă pieptul, nu știu cum de nu auziți acasă. Da, cam asta fac eu în ultima vreme. Voi ce mai ziceți, ce mai faceți zilele astea, ce activități mișto ați mai făcut? Poate lăsați și mie un link în descriere, că vine vara și poate inspirată de voi mai ies și eu din casă prin locuri noi. În altă dezordine de idei, astăzi vorbim despre scafandrul și fluturele de Jean-Dominique Bobby. Le scafandre et le papillon este o carte apărută în 1997 și scrisă, așa cum spuneam, de Jean-Dominique Bobby. Jean-Dominique Bobby, luați un shot de ceva, de câte ori spun Jean-Dominique Bobby în clipul ăsta, vedem care intră primul în coma alcoolică. Jean-Dominique Bobby a fost, pentru că nu mai este pentru că a murit, redactorul șef al revistei Elle França până în 1995. Avea o viață superbă, avea 2 copii, Teodor și Celeste, dacă mi-amintesc bine. O fostă soție superbă, avea amanta, avea de toate. Era invitat la tot felul de evenimente unde erau mașini superbe, unde erau femei superbe, defilări, evenimente culturale, o viață glamuroasă, se spune acum, o viață glamuroasă.
Și pe 8 decembrie 1995 omul ăsta are un atac vascular cerebral, în urma căruia rămâne aproape complet paralizat. Zic aproape complet paralizat pentru că mai putea să-și miște pleapa stângă. O să vedeți imediat de ce, nu am, de ce mă bâțâi cu asta, în caz că vă întrebați. Și în urma accidentului ăstuia mai poate să-și miște doar pleapa stângă, iar logopeda de la spital inventează un sistem de comunicare. El este dus la Berck-sur-Mer, un spital militar, dacă nu mă înșel, maritim din Franța. Și acolo are o logopedă. Femeia asta e super isteață și găsește un sistem de comunicare. Deci omul, să vă povestesc cum era sistemul de comunicare. Omul avea pleapa dreaptă cusută pentru că mai putea să o miște doar pe stânga și asta mi se pare că o cususeră să nu se infecteze sau ceva. Și el era așa, da? Și femeia asta îi spunea alfabetul, dar nu în ordine alfabetică, în ordinea uzanței din limba franceză. Și era A, E, I, O, U, N, T. Și în momentul în care el alegea literea, pac, clipea, da? Deci, voia să zică ceva care începea cu E, da? A, E, știți? Și asta nu mai apuca să zică O, U, N, T. Și la început avea un sistem de ăsta de îl întrebau dacă au ghicit litera, dar în scurt timp s-au obișnuit și el și cei din jur cu sistemul ăsta de comunicare și în felul ăsta și-a scris cartea, pentru că cartea asta despre care vorbim astăzi a fost scrisă după accidentul vascular cerebral, ceea ce mi se pare foarte, foarte mișto. Spitalul unde era el internat, așa cum vă spuneam, era Berck-sur-Mer, spital militar, maritim. Sper că asta este terminologia. Din Franța, spital inaugurat în urmă cu câteva sute de ani, nu știu dacă chiar câteva sute, de împărăteasa Eugenia, soția lui Napoleon al III-lea. Ăsta este un detaliu important, fix acum vă spun care e faza cu el. Ceea ce îmi place mie foarte, foarte, foarte tare la cartea asta, că încep să mă pierd în detalii și să o dau în diverse, ceea ce îmi place foarte tare la cartea asta este bogăția trăirilor interioare ale acestui om în momentul în care este paralizat. Cartea asta este dovada că lucruri îngrozitoare se pot întâmpla și celor mai buni și celor mai puri și celor mai bogați dintre noi. Tragediile nu țin cont de absolut nimic. Tragediile nu țin cont de vârstă, nu țin cont de ce suflet ai, nu țin cont de câți bani ai. Tragediile se întâmplă și pa, la revedere. Și Jean-Dominique Bobby este exemplul perfect din punctul ăsta de vedere. Ceea ce este atât de frumos, iarăși, la cartea asta, este faptul că el reușește să iasă din stare. Pentru că vă dați seama, un asemenea eveniment, să ai absolut tot acum și peste câteva secunde, să fii pur și simplu cu mobilitatea unei legume coapte, îmi dau seama cât de urât sună și nu-mi doresc să jignesc pe absolut nimeni și să reușești să te ridici și să devii atât de optimist și atât de creativ și atât de frumos în interiorul tău, mi se pare de-a dreptul superb. Asta este o carte care te face să respecti oamenii cu diferite handicapuri și cu diferite neajunsuri pentru simplul fapt că ei știu să se ridice de jos mai bine decât oricare alții dintre noi. Asta mi-am dat seama eu descoperind cartea și cartea asta te face să apreciezi un pic mai mult cât ești de norocos pentru simplul fapt că ai două mâini, ai două picioare și sunt perfect funcționale. Și că este incredibil cât de mult frumos poate el să scoată dintr-o experiență atât de urâtă, cât de frumoase sunt trăirile lui interioare în acel moment și cât este de creativ. Pentru că își dă seama că sunt în viața lui persoane pe care le-a nedreptățit, își dă seama că sunt
în viața lui persoane pe care le-a respectat prea mult, fără foarte mișto. Există și o ecranizare a filmului, o ecranizare care tot uit în ce an a fost făcută, dar care este superbă. Este extraordinar de aproape de film. Cred că e cea mai apropiată ecranizare de film pe care am văzut-o vreodată eu în viața mea. Și este superbă. Să vezi filmul ăla este ca și cum ai trăi în pielea lui Jean-Dominique Bobby, cel de după accident. Pur și simplu genial, genial. Mi-a transmis exact aceleași senzații precum cartea. Ceea ce este de admirat la un film. Nu are actori celebri sau ceva de genul ăsta. Nimic pompos, dar este un film superb pe care chiar îl recomand. Fiind în starea în care era, Jean-Dominique Bobby a murit de pneumonie în decembrie 1997, dacă nu mă înșel, la 2 zile după ce cartea asta a fost lansată. Însă, ăsta este un fapt pe care îl aflați încă de la primele pagini ale cărții. Și vă spuneam că o să vă povestesc de ce mă joc cu chestia asta. Mă joc cu chestia asta pentru că, așa cum ați văzut, nu am cartea. Știți că eu de obicei, atunci când fac o recenzie, vă spun cam pe unde se găsește un volum, cam cât costă, cum îl puteți găsi mai ieftin, pentru că, la urma urmei, și prețul unei cărți este un punct de interes. Din păcate, eu am citit cartea asta în format electronic, am găsit-o prin mijloace neortodoxe pe internet, pentru că nu se mai găsește în librărie. Am căutat-o în sus și în jos, prin absolut toate librăriile. Mi se pare că la noi a apărut undeva în 2005, dacă nu cumva mai devreme. Ultima ediție a cărții a apărut în 2008, dacă nu mă înșel, când am văzut-o și eu în studenție prin librării, însă nu știam la vremea aia, n-aveam la vremea aia mintea de pe urmă, așa că nu mi-am cumpărat cartea atunci, poate nu eram nici gata pentru ea, însă de atunci nu cred să mai fi fost publicată vreo ediție. A apărut la acea vreme la editura Humanitas cartea asta, însă nu se găsește pe niciun site, pe nicăieri. Se găsește în anticariate, chiar și în cele de pe internet, sau pe site-uri de tipul ocazii.ro, pe site-uri de anunțuri, și costă 100 și ceva de lei. Ori mi se pare cam mult pentru cartea asta, în condițiile în care eu vorbesc franceza și înțeleg franceza și aș putea să găsesc cumva cartea asta, nu știu, mă gândesc să o caut pe Amazon sau pe site-uri străine, pentru că la noi nu se găsește pe Okean sau pe site-uri de profil, și aș vrea să o cumpăr direct în franceză. Cred că costă undeva între 10 și 20 de euro, am găsit-o din ce am cercetat până acum, și aș vrea să iau direct în limba sursă. Dar da, dacă o găsiți, puneți mâna pe ea că este genială, o recomand cu căldură, sau urmăriți filmul, pentru că chiar va fi o experiență mișto. Și cam atât ne-a fost pe ziua de azi, sper că v-a plăcut videoclipul meu.